Sunt Beatrice Lospa și vă doresc o seară bună. Și acum repede acasă pentru că trebuie să testez noi rețete în bucătăria mea. Vin sărbătorile și vreau să fiu la înălțimea așteptărilor invitaților, dar mai ales pe gustul familiei mele. Cea mai mare provocare de sărbători este să înlocuiești friptura cu un produs care să pleacă invitaților obișnuiți cu carne. E bine, aceasta este provocarea de astăzi, care sper să-i fac față în bucătăria mea. Haideți! Ciupercile sunt carnea vegetarianului, iar astăzi vă invit să folosim ciupercile pleurotus, care sunt cunoscute și sub numele de păstrăvul de fag sau păstrăvul cerului. Ciupercile pleurotus sunt superioare multor ciuperci, putând fi considerate chiar terapeutice. Ele pot fi consumate în toate varietățile culinare și reprezintă un aliment care poate completa și reechilibra meniurile noastre, care pot fi uneori sărace în substanțe proteice. Datorită proprietăților descoperite de-a lungul timpului, ciuperca pleurotus este un adevărat medicament și poate fi folosit în prevenirea unor afecțiuni. Are un conținut ridicat de proteine care previne hepatita, ulcerul gastric, micșorează procentul de colesterol. Datorită proteinei conținute și a texturii sale, mai este denumită și carne vegetală. Ea conține de asemenea, în proporții variabile, potasiu, fosfor, cupru, seleniu, zinc, vitamina D, vitamine din complexul B, fier și calciu. Ciuperca pleurotus este singurul aliment care nu este de origine animală, dar care conține vitamina D, atât de importantă pentru sănătatea și dezvoltarea organismului uman. Așadar, există multe beneficii pe care le aduce ciuperca pleurotus sănătății noastre. Iată de ce astăzi ne-am hotărât aici în bucătărie să gătim ciupercile pleurotus în așa fel încât să avem simțământul că avem o sănătate care sporește, dar în același timp gustul nostru să fie satisfăcut. Așa cum vă spuneam, pleurotus este carnea vegetarianului și cum atunci când ajungem la friptură ne cam blocăm pentru că suntem vegetarieni, iată o metodă prin care putem, nu-i așa, să ne prezentăm bine având musafiri, iar ei să fie încântați pentru că vor degusta un aliment deosebit și când le vom spune și efectele terapeutice, cu adevărat vom fi încântați. Am cumpărat ciuperci, se găsesc în toate magazinele care comercializează legume, fructe, zarzavaturi. Am luat niște ciuperci ceva mai măricele, să evitați pe cele mici. Le tăiem codițele în așa fel încât să arate bine și apoi le spălăm. Gata cu spălatul, le-am și scurs, iar pe masă mi-am pregătit deja tot ce am nevoie, astfel încât să fiu rapidă. Am o tavă de cuptor, foaie de copt, ciupercile sunt aici și toate ingredientele. Luăm ciupercile pleurotus, le așezăm frumușel în tavă. Presărăm peste ele drojdie de bere uscată. Drojdia de bere uscată este un ingredient necesar în bucătăriile vegetariene, în mod deosebit potențează gustul.
Iar această drojdie de bere nu este altceva decât o aglomerare de ciuperci inferioare, microscopice, dar care se comportă ca adevărate uzine de medicamente. Așa că nu doar gustul vom obține, ciupercile se gratinează ușor și dacă ar fi să găsim un echivalent, ne-am gândit puțin la cașcaval. Punem cașcaval, nu punem cașcaval, punem drojdia de bere, care desigur are proprietăți despre care vă vorbeam. Sunt proprietăți grozave pe care trebuie să le avem în orice aliment. Așadar, punem drojdie peste ciuperci. Puțină sare. Fiecare în parte. Am pregătit și puțin piper alb, foarte ușor condimentat, foarte puțin, și apoi stropim cu ulei de măsline. Am încălzit cuptorul la 180 de grade și la cuptor cu ciupercile noastre. La friptura noastră de pleurotos merge și o garnitură și m-am gândit să aleg o garnitură de orez, dar nu orice fel de orez. Am făcut o combinație între orezul brun, orezul roșu și orezul sălbatic. Originar din China și India, orezul a fost vedeta dietei acestor populații timp de mii de ani, iar astăzi se estimează că orezul este de departe cea mai consumată cereală pe glob. Orezul brun este denumit adesea și orez integral, termen care nu este corect, întrucât coaja necomestibilă a fost deja înlăturată. Tot restul bobului rămâne însă intact, inclusiv straturile sale exterioare de tărâțe și germenul din centru. Orezul brun este o bună sursă de vitamina B, cu excepția vitaminei B12. Mai conține și o serie de minerale, cum ar fi magneziu și cupru. Orezul roșu este un orez integral cu o coajă exterioară roșie și are un gust de nucă și o textură ușor elastică la mestecat. Orezul sălbatic nu este de fapt un membru al familiei orezului, ci un tip de iarbă. De culoare brun închis, cu boabe foarte lungi, subțiri și ascuțite, acest orez are un gust puternic și distinct. Conținutul său de proteine este mai ridicat decât al tuturor tipurilor de orez. Pentru garnitura noastră de orez am pregătit o cană de orez, două căni de apă, puțin ulei de măsline, puțină sare și puțin piper alb. Regula este simplă. Punem apa și când clocotește, vom veni cu celelalte ingrediente. Cu orezul, sarea, piperul și puțin ulei. Apa clocotește, orezul nostru trebuie spălat, l-am spălat și acum îl punem în apa clocotită, după care venim cu ingredientele de care vorbeam, sare, piper și puțin ulei de măsline. Verificăm ciupercile, să vedem în ce stadiu se află. Mai trebuie puțin, pentru că le vreau ușor gratinate. În timp ce orezul nostru fierbe, facem un sos de portocale. Așa cum se întâmplă, știți, la rața cu portocale, noi facem pleurotus cu sos de portocale. Sigur, sunt mai multe feluri de sos de portocale. Eu am ales unul foarte simplu, rapid și cred eu și gustos. Inițial, o vinegretă
în care pun și portocală, după care caramelizez puțin zahăr și le combin. Și este un sos care cred eu presărat peste ciuperca pleurotus în combinație cu orezul, dă o farfurie bună, gustoasă, apetisantă. Și acum cel mai sofisticat detaliu al rețetei noastre, sosul de portocale. Am pregătit aici cumva toate ingredientele de care avem nevoie, astfel încât să ne iasă un sos foarte gustos. Puțin ulei de măsline, punem așa în puțin. Punem și puțin fulgi de drojdie, vă spuneam că eu folosesc destul de mult la salate, sosuri. Potențează gustul, dar aduce un aport de vitamine și minerale și avem nevoie în orice sezon. Punem și puțină sare. Foarte, foarte puțin condiment. Piper alb. Și sucul de portocale. Și mestecăm. Apoi luăm zahărul brun și îl punem pe foc ca să se caramelizeze. Când s-a caramelizat, punem vinegreta de portocale peste caramel și gata. Asta este sosul. Amestecăm și după aceea face adevărate minuni în farfurie. Punem și puțin oțet balsamic, foarte puțin. Și mestecăm. Orezul este gata, ciupercile pleurotus și ele, sosul de portocale la fel. Tot ce ne rămâne de făcut este să ne facem o farfurie frumoasă, pentru că degustoasă e gustoasă. Ce bine arată ciupercuțele noastre. Așa. Și orezul este și el gata. Avem o formă pe care mi-am cumpărat-o recent. Asta dă un aspect deosebit oricărei farfurii. Dacă avem un piure, dacă avem orezul acesta, așezăm forma în farfurie. Avem grijă pe o poziție mai micuță și luăm orezul, îl punem cu foarte multă atenție. Desigur, această rețetă o puteți folosi când aveți musafiri și aveți mai multe feluri de mâncare, astfel încât la final să fie această friptură de pleurotus. Desfacem formă. Și așezăm și ciupercile de pleurotus. Punem în două straturi, ciupercile care sunt mai mari să constituie primul strat și cele mai mici deasupra. Codițele stau așa în sus, au un aspect frumos. Sosul îl presărăm peste ciuperci, dar ca să nu încărcăm ciuperca, putem să ne ducem puțin în jos și ca aspectul să fie plăcut, punem și o frunzuliță de busuioc aici pe ciuperci. Astăzi am gătit friptura de pleurotus, o garnitură de orez și cu sos de portocale. Ori de câte ori veți avea musafir, vă garantez, le va plăcea.
Mai ales că veți avea și alte feluri de mâncare, asta înseamnă că vor ajunge la finalul mesei dumneavoastră mâncând friptura de pleurotus și ne lăsând nimic, mai ales că este ingenios, interesant și ușor de făcut. Oricine poate să-și permită lucrul acesta. Am pus aici și suc de portocală, atenție, de preferat ca digestia noastră să meargă bine, este să serviți la cel puțin jumătate de oră de la încheierea mesei. Nu-mi rămâne decât să vă spun poftă bună, iar eu și colegii mei vom degusta tot ceea ce am făcut astăzi, iar după reacția feței lor, vă veți da seama dacă le-a plăcut sau nu. Eu cred că da!